Tato Soria. Mamma mia, eccezionale. Dar nu plângeți așa tare. Trebuie să servim. Hello. Hey. Franța, Italia, România. România, bine ai venit! Bine ai venit la Vocea României. Cum te numești? George Aghinea și am 17 ani. Băi, George, stai așa un pic, eu te știu. Da, am fost la România Talent. Acum 2 ani, cred, sau 3. România Talent a fost o experiență grea pentru mine, pentru că oamenii mi-au reproșat faptul că eu aș fi trecut mai departe din cauza faptului că aș fi fost ca social. Am suferit destul de mult. Mi-aș fi dorit ca oamenii să fie mai înțelegători. Eu sufer de hipoacuzie bilaterală. Eu nu m-am născut așa, totul s-a întâmplat în momentul în care am primit o prescripție medicală proastă de la un medic, un medicament în cantități prea mari și asta a ajuns să-mi afecteze auzul în timp. Da, când eram mic, era normal să mă simt diferit față de alți copii. Într-un fel, nu cred că problema a fost la mine, problema a fost la cei din jurul meu, pentru ei m-a făcut să mă simt diferit. Și poate, cred că mi s-a dat mai multă atenție decât a trebuit, tocmai din cauza problemei astea. Chestia asta m-a făcut să mă simt diferit, într-un mod prost. Eu dintotdeauna am cântat, muzica a fost o plăcere a mea, doar că am avut anumite restricții și până la o anumită vârstă nu am putut să cânt bine, practic nici de acum încolo n-ar trebui să fiu expus la comode puternice, dar aici sunt. Foarte bine ai cântat. George, vocea ta depășește cu mult vârsta pe care o ai. Ești o maturitate vocală extraordinară. Și soul-ul ăsta și nebunia asta e fantastică. 17 ani, sigură 17 ani. Da. Senzațional. George, te vreau în echipa mea, serios, nu mai, gata, ce să mai stăm? Okay. Nu vreau să mai stăm prea blocat. Mult. Ești blocat, acum am văzut, stai, ești blocat. Mamă! Nu cred așa ceva! Ce nașpa, îmi pare rău. Cine m-a blocat? Ghicește. Cine? Tu. Hei. Cine? Băi, Smiley, nu, eu sunt sincer cu tine. Dacă îi spui lui George iară de studio din Miami și LA, iar te vreau, nu o să mai suport chestia asta. Nu e, nu-i spuneam. Facem un pact. Haide, mă, ți-ai bătut joc! Facem un pact. Cine l-a blocat pe Smiley, merg în echipa lui. Nu promit 100%, dar... Băi, nu. Nu trebuie să fie un criteriu. Deci, George... N-ar trebui să fie George, un argument nu spuneam, ăsta. Nu spuneam, putea, dar eu sunt foarte transparent cu tine. Și dacă vrei să avem o relație directă, da, fără perdea, eu l-am blocat pe Smiley. Ok. Deci bine venit în echipa mea, mă bucur foarte mult că... Ok, sunt în echipa ta atunci. George, George. Perfect, perfect. Iată George. Cea mai scurtă. Iată, George, aveți foarte serios? Bine. Băi, ești senzația. Aplauze pentru George. A ales, gata. Ai ales deja? Nu, da, înțeleg ce mi se întâmplă. Serios? Stai un pic. Ce? Ai ales deja? Da.
E Horia? Da. Ah, George. Okay. Serios? Da. Când ai ales? Adina, ori n-ai văzut? Felicitări. Am mâna. Felicitări, George. No, eu cred dar că nu te-a interesat un moment, o singură secundă, ceea ce aveam să-ți spun? Oare juratul ăla care s-a întors, e adevărat ultimul, dar s-a întors pentru mine? Oare eu nu pot să-i arăt spune? Lui că mă interesează o unghiuță ce crede el despre mine? Da. Ție nu-ți place să fii dorit? Chestia e că sunt foarte emoționată acum. Încă poți să-ți întorci decizia, adică pentru că noi n-am vorbit. Știu. Dar tu nu întorci. Eu am vorbit. Prea multe emoții, ceea ce lasă-le e capul meu dracu de acum. Emoții. Da, gata, sau, ai terminat de dă-le când. Dă-le acum n-ai de ce să mai ai emoții. Nu mai ai emoții, dar las-o pe Irina să vorbească. Dacă nu eu, măcar ea poate are ceva interesant de spus. Nu întotdeauna se întâmplă asta, dar cine știe, poate e momentul acum. Nu vrei să faci chestia asta? George, nu uita că Tudor e parșiv. Să vorbească, George. Okay. Asta să nu uiți niciodată. Deci, uite-te și tu. De ce s-a întâmplat acum? Nu vine să crezi. O voce excepțională. Auzi, o piesă de George Benson, cred că ți-ar prinde bine. Îl știi pe George Benson? Nu. Tipul ăla de la chitară. Senzațional. Este momentul. Cu mine o să descoperi muzica. O să descoperi cosmosul. Păi stai cosmosul. Că parcă te-a ales deja. O să descoperi universul. Numai dacă se sucește. Le spun tuturor că noi n-avem niciun secret. Cu mine. Cosmosul l-ai fi descoperit cu mine. Okay. Acum... Deci, bine, atunci, serios? N-am ales încă. Așa. Bine, atunci alege-mă pe mine. Ca să fie fair pentru toți. Ascult, pentru că mă simt foarte prost acum și îmi dau seama că am făcut o greșeală imensă. Nu, stai. Hai, du-te pe șenă, George, du-te pe șenă. Primul lucru greșit pe care îl faci ar fi să te simți vinovat. În definitiv, impulsul tău de a merge la Horia, chiar dacă... e greșit, e primar, dar în același timp există o doză de rațiune care te-ar trebui să te facă să te gândești și la ce au de spus ceilalți antrenori, cum ar fi Irina și cu mine. Dacă George. Smiley